Hello, bună seara! Bine ați venit, sărut mâinile, să stați dacă vreți să plătiți. Tot poporul a plătit 15 RON ca să intre și să vadă, să stea la coadă, să mănânce. Cât de bună este această creștere economică și s-ar putea ca în momentul în care vom trece la euro în 2020, să rămână, mami, vino, stați liniștită. O să fie foarte bine. Așadar, vă invit la Street Food One Festival. Băneasa, te rog, hai, ia-mă de braț și spune-mi tu, spune-mi pe nume, hai. Hello! Hai, ce faceți? Bine! Vorbiți românește? Puțin. Puțin. Eu am o emisiune de gătit pe Prima TV și fac niște coaste de telinși pe degete. E o nebunie, nu știu dacă... English? English coaste, costation, you know? Where are you from? Philippine. Philippine! Yeah. Work here in Romania? Yeah. You have a boyfriend here? No. Why? I'm really searching now. Spune ceva în limba ta, pa, la revedere. La revedere! Nu, în limba ta. Andau? A uitat. English? Nu, în limba ta. Limba. In your language. Kamusta ka? Mabuhay Philippines. We are the Filipinos here in Romania. Mabuhay. Mabuhay. V-am vorbit frumos, păcat, nu se poate. Știi că eu am o emisiune de gătit, o emisiune așa culinară. Da. Fac niște cartofi mult mai buni de... Poți să iau, da? Da. Ăștia sunt puțin usturoi. Da, dar exact. Dacă vii la mine în emisiune, prăjesc, fac un... Un cartof, cum să zic, tras la tigaie, ușor afumat, prăjit. Nu-mi plac prăjelile, nu-mi plac chestiile afumate. Cu coadă, mare. Și mie mi-e foame, doamne. Vreau să le spui tuturor românilor care se uită la noi la emisiune, ce faceți voi aici? Pentru că este un lucru nou intrat în România și vreau să ne dai rețeta, să ne spui cu ce se face. Că este ca un fel de chiflă cu făină de porumb, dar te las pe tine să explici. Folosim o făină de porumb alb fără gluten, pe care o amestecăm apă, sare, puțin ulei. Facem această turtiță, ca turtița românească, se face pe plită, se deschide ca un buzunar, se umple cu un guacamole făcut din avocado proaspăt, sare, piper, lime, castravete puțin, un sos de coriandru tot așa homemade, varianta cu pui, varianta cu mușchiuleț de porc, varianta cu brânzică halloumi, puțin picant cu peperoncino, deja salivați vă văd, vă rog smurdu! Și dacă ar fi să ne dați, să ne faceți două arepite, să vedem cum sunt? Sunt din partea casei. Aoleu, asta vreau să să-ți dea nesănătate, hai că te aștept, să vede repede acum două. A, ne-a scos. Avem un scenariu, ce se întâmplă în momentul în care te gândești, miroși, nu mai poți de poftă și cu două persoane înaintea ta vine domnul de la bucătărie și spune ni s-a terminat carne. Dai cu ea de asfalt. Cu ce? Cu carne. Unde mergeți? Sus. Vreau să nu atingeți exponatele și să mergeți ușor. Mergeți ușor și să nu atingeți. I don't speak Romanian. Where are you from? Germany. If you stand in the tavern, you close your hands. Wie bitte? Hai, bibete. Glume, Casa Poporului. Toată lumea știe că eu am emisiunea de gătit și mă invită să acasă îmi puteți da, pentru că eu aici sunt cu mașina? Da. Ochii roșii aveți de la Nesom sau de la șampanie? De la șampanie. Nu vreți ceva să vi albesc? Da. Ce avem noi aici? Ia spune-ne. Avem un spumant franțuzesc. Câte sticle crezi că pot să duc așa după moaca mea? Dar fii sincer. Cam un camion. Ai ghicit. Deci fii cu ochii pentru cei care vor. Da, dar baxul ăla lăsați-l acolo. Faptul că eu vin la asemenea evenimente nu mă afectează mai mult decât atât, pentru că eu nu prea consum alcool. Noi nu consumăm în cantități mici, dar noi nu ne jucăm cu fiole mici. Suntem capabili de orice degustare promoțională. De la 3 litri în sus. Da. Pe cap de locuitor. Cum ți se pare profilul românului? E consumator? Un bun consumator, între ghilimele jucător, și spre sfârșit de petrecere, profesionist. Românul este un bun cunoscător la toate. La gastronomie, la vinuri, la femei, la casele altora. Aici e profilul meu. Bine, păi uite, dacă tot ai, să nu stai cu ea în mână, nu paharul. Cu paharul, păi, și cu sticla, cu litru, ca și aveam intropolitul. Să-ți dea în sănătate, pa! Doamne ajută! Să trăiți, maestre, iertați-mă că vă deranjez. Am un eveniment în familie. Nu, am un eveniment în familie și vreau să vă întreb. Eu caut sponsori. Da. Ați dori să participați și dumneavoastră cu 10 baxuri la evenimentul meu? Numai 10? Da, nu știu, vorbim, discutăm. Nu e problemă, sigur, cu mare drag. E o petrecere a burlacilor. Felicitări.
Și vin 14 fete și... Am înțeles. E vrăjeală, nu. Vreau să vă întreb, o sticlă de vin, puteți da să beau și eu acasă când ajung? Complicat, că nu prea avem voie să dăm. Aole! Ca lucrurile să fie clare și să înțelegeți cât de bine trăim aici la Casa Poporului, dacă trăia Ceaușescu, nu mai trăiam noi. Deci n-am apucat mâncare pentru că este scumpă și foarte multă lume la coadă. N-am apucat vin pentru că nimeni nu mai dă. Și am ajuns aici și mi-a dat o limonadă. Este singura chestie cu care eu plec după această filmare, din această frumoasă zi. În cinstea dumneavoastră, noi care nu consumăm alcool... Da. Așa, sănătatea, fericire și beau acest pahar cu limonadă în cinstea dumneavoastră. Asemenea. Mamă, ce acră e! Să-ți dau niște miere? Nu, că mă duc la salvare aici.